Elevatoarele au devenit o necesitate pentru un business de succes în domeniul agriculturii. Astfel, în prezent, tot mai multe gospodării investesc în construcția acestor utilaje agroindustriale. Este și cazul unei întreprinderi agricole din localitatea Onițcani, raionul Criuleni, care produce grâu, orz, porumb și rapiță pe o suprafață de 1000 de hectare de teren. Elevatorul pentru cereale va dispune de un complex cu utilaj de curățare și uscare a boabelor, conform standardelor europene. Anul trecut a fost un an foarte bogat în cereale, în general, și totodată un an care a necesitat o lucrare suplimentară, adică de uscare a cerealelor, deci a fost luată decizie pentru investirea în un asemenea obiect. Deci e vorba de un elevator de uscătorie, care se aduc la umiditatea corespunzătoare, producția. Utilajele vor permite prelucrarea culturilor în cantități mult mai mari. De asemenea, obiectii nu se construiesc doar pentru necesități personale. Uscătoria respectivă e preconizată pentru în jur de 100 de tone de cereale, adică de uscare pe oră. Asta e o cantitate foarte mare, adică o capacitate foarte impunătoare. Deci, cu siguranță, el este un obiectiv social la care pot veni și alți producători. Construcția acestui elevator însă nu este o muncă ușoară, recunosc inginerii. Condițiile de construcție au fost foarte grele, încă apele subterane ne încurcau, tot timpul pompam apa. Sunt 13 obiecte care fac un complex. Până la suprafață au finit să lucrăm. E o lucrare cum specifică, în condițiile de azi, nu atât de ușor, cu material de construcție, prețuri. Valoarea proiectului este de peste 2 milioane de euro.